O să rămân împreună cu None și o să te întreb, deci se pare că este manipulată de susținătorii ei? Da, este manipulată de susținătorii ei, pentru că eu vă spun, eu am fost învățat de susținătoarele ei cum să formăm un cuplu. Astea nu sunt vorbe în vânt, eu am făcut print la absolut orice discuție cu acele doamne, cu ea. Nu să vorbesc niciodată de acele doamne, nu spun cine sunt acele doamne, pentru că sunt doamne cu familii serioase, cu copii, e treaba lor. Dar ea este, știți cum sunt păpușile alea de le joci pe degete? Ea asta face, nu știu dacă ați observat. Toată lumea zice, vai, vai, Bianca are ceva, că acum se apropie de un băiat, acum îl îndepărtează. Nu, nu are nimic. Dacă de acasă acele susținătoare văd că băiatul X nu prinde bine la public, îi spune papa. Și ea îi spune papa degeaba. Mi-aduc aminte că plângea după Oianu. După Oianu? Nu, după Bobicioiu. A plâns după Bobicioiu. Îl plăcea pe Bobicioiu. S-a sărutat cu Bobicioiu, a plâns după Bobicioiu. Când Bobicioiu a părăsit competiția, ea foarte sensibilă, un suflet curat, a plâns. După ce a plecat băiatul ăsta, ea n-a putut să zică, măi, bibișorilor, pipișorilor, cum le spui tu, aduceți-mi pe omul ăsta înapoi, că am plâns după el. Da? Nu. L-a lăsat pentru că îi era teamă că pierde din voturi. Când Adriana a părăsit competiția, fiind dușmanul ei, între ghilimele, o înjura, a spus, bibișorii mei, votați-l pe Adrian să-mi fie alături. Păi stai mă, ăla care te înjura, chemi înapoi, roși pe ai tăi, dar ăsta care ai plâns după el și v-ați sărutat și ați avut un cuplu la început, nu mai vrei, îl arunci? Băiatul e un băiat foarte, foarte, foarte bun pentru ea. Deci eu nu știu de ce el a făcut și pasul ăla cu ea. Pentru că ea oricum asta face. Așa i-au spus susținătoarele ei, nu-i bun, pa, pa. Așa e. Alex a fost aici în emisiune și a stat exact pe scaunul acesta și chiar spunea că el chiar a fost îndrăgostit de Bianca și a fost șocat în momentul în care, după 5 zile de la părăsirea competiției, i-a spus telefonic că nu mai își dorește să aibă... Păi da, pe că știa că vine băiatul ăsta cu mușchi de la Constanța. Dar cum își calculea pașii așa, că vine un alt bărbat, poate mai interesant în casă pentru... Haideți să vă spun, Bianca, când venea un concurent după 2, 3, 4 zile, ea știa cine vine. De la ea pornea zvonul, cine vine, nu știu cine îi zice, ce face ea acolo, dar ea trăiește pe Facebook. Dacă ai luat telefonul, ai posibilitatea să o găsești spunzurată în baie de clanță, deci fără telefonul ai mort. Emisiunea ea o face doar pe telefon, pe Facebook. Ea n-are nicio treabă. Deci să ia cineva telefonul o săptămână, să vedeți că ea e pierdut, ea nu mai știe nici cu cine să vorbească, nici ce să vorbească. Da, uite, să știi că în casă, ți-am zis, cel puțin din exterior, nu dă această senzație. Adică mie, personal, îmi place cum se prezintă ea pe micul ecran. Păi, dar ce face pe micul ecran? Păi, uite, încearcă să aibă câteva discuții cu fetele din casă. Încearcă. Așa, dar niciodată nu o văd într-un scandal uriaș. Păi nu are voie să intre într-un scandal uriaș. Ea nu are voie deci să... Deci vorbeam despre această manipulare a manipulării. Ea nu are voie să intre. Nu e capabilă să facă față unui scandal uriaș. Ea doar să fie... Ea vrea să stea în postura aia, să lovești în ea și atât. Ca oamenii de acasă să zică, uite mă, sărăcuța, toată lumea pe capul ei. Asta face ea. Ea ieșea pe holuri sau în privat, îți dădea, ți arunca o săgeată, te enerva. Tu când veneai în emisiune, normal, o luai la rost și ea stătea așa. Nevinovată, nu? Tremura, își trecea mâna prin păr, lumea de acasă ce să înțeleagă? Ea o trămâși pe nebunul ăla ce face copilașului. Dar ea e învățată bine. Și v-am spus, am exact toate convorbirile de pe grup, cum eram învățați să facem cuplu, să luăm banii. Deci ea se apropia de un concurent și la un moment dat îi tăia elanul aproape de gală, de exemplu. Pentru că era frică, mai ales când a văzut că începe să piardă voturi, din cauza partenerilor ei, se îndepărta imediat. Da, este o ipoteză și asta, dar te întreb, chiar nu crezi că i-a plăcut de tine cu adevărat? Păi cum să-i placă de mine? Haideți să vă spun. Adică ea a declarat că tu ești și tu ai fost întotdeauna bărbatul de care... S-a îndrăgostit cu adevărat în competiție? Ea se îndrăgostește de toți. Ea se îndrăgostește de, nu știu, dacă vine unul nou, e efectul ăla de nou. Îl vrea ea. Ea vrea ea să fie... Aduceți-vă aminte cu Hamode. Pe când a câștigat deitul acela cu Hamode și când am spus să meargă Simina să-i facă în ciudă Bianca, a fost o glumă, noi ne jucam, eu n-am luat totul atât de dramatic în emisiunea asta. A fost o experiență frumoasă, n-am luat-o ca pe... A fost mai relaxat. Foarte relaxat, da. Când a venit Hamode, practic ea a fost, cum să zic, orbită de Hamode, nu mai putea Hamode, pentru că la o scurtă perioadă de timp a început scandalul cu Hamode. Ea nu contează, dacă ai venit în emisiune, ai 5-6 luni de sală, dacă mai ai și două tatuaje, a picat pe spate. Nu contează cine ești, nu interesează.
Sau dacă e cu altul, în momentul ăla te vrea și pe tine, că ai venit nou, îl dă la o parte. E efectul ăla de nou la ea, n-are nicio treabă. Dacă te-ai fi întors în casă, crezi că te-ar fi vrut din nou? Nici nu mă interesează personajul ăsta, nu știu dacă m-ar fi vrut. E posibil, haideți să vă spun ce am observat la ea. Mi-aduc aminte când eram în casă, se tăvălea pe holuri pe acolo, la un moment dat a început să plângă că nu vreau eu, se tăvălea, era pe jos, pe hol, când a vrut ea să plece. Au luat oamenii aia de acolo și au ridicat, au pus-o pe canapea. Și se bătea pe jos că ea nu poate să stea fără mine. Când am plecat din casă, nu, nici șarpele, bine că a plecat șarpele. Păi, adică dacă tu mă vroiai pe mine atât de mult, sincer, așa cum mă comportam eu urât cu tine, cum ai putut să, nu știu, să plângi atâta timp după mine, măcar puteai să lași așa, băi, ce rău îmi pare că a plecat, eu l-am plăcut mult pe omul ăsta, pe... Cum am plecat, bine că a plecat șarpele, pentru că ea știa că... Da, e adevărat, dar nici tu nu ai vorbit în niște termeni frumoși despre ea și poate dar nu acum, dar spus am fost foarte diplomat în emisiunea asta. Toată lumea zice, vai none, ce fel vorbește acum când a ajuns acasă. Să înțeleagă oamenii, pentru că eu când am ajuns în emisiunea asta am intrat foarte liniștit, calm, cu gândurile mele de acasă. Când am ajuns acolo am început să cunosc oamenii. Un om nu-l cunoști într-o săptămână, nici în două. Nu-i normal că o săptămână, două, trei, o lună. Am început să-i cunosc pe parcursul drumului meu în emisiune, am început să-i cunosc foarte bine, încă la un moment dat am zis, jos diplomația, că n-ai cu cine. Asta. Și acum nu vreau să mai fiu diplomat. O să vin aici să mă pun picior peste picior și să zic, da, Bianca este bucuștoaică la început de drum în viață, dar ea este puțin influențabilă. Nu, frate, nu, hai să vorbim despre realitate, că asta e realitatea. Așa, vină mai aproape de noi ca să te auzim foarte bine. Asta e realitatea. Dar vreau să-ți spun ceva, așa, avem o mare surpriză. Bianca este și ea alături de noi și ne-a scris un mesaj. Ce, după 6 luni mai schimbă și tu placa, nu? Bianca, în primul rând, nu am venit aici să vorbesc despre tine pentru că, practic, ești o cantitate neglijabilă atât pentru mine cât și în univers. Pur și simplu am fost întrebat și tu acolo ai fost cunoscută și ai ajuns cunoscută datorită faptului că noi toți am avut ceva cu tine. Iar lumea cum este caz social, hai săraca să... Puteți să puneți un număr jos acolo să facem o donație pentru ea, că oricum pentru bani stă acolo. Dă-ne contul tău bancar să strângem donații. Știi că spune că suferi de bibicită. Nu sufer de bibicită. O să postez absolut toate conversațiile mele cu bibicitele ei. Să vadă cum bibicitele ei ne-au învățat și o învață pe ea să facă cuplu, cu cine să facă cuplu, ce prinde la public și ce nu și cum să ia banii la turci. Exact astea erau discuțiile. Luați-le banii la turci și faceți așa. Ca să vadă toată lumea. Plus că cred că s-a văzut acum, au apărut videoclipurile pe internet, e internetul plin, cu Bianca la club, ceea ce nu se vede, cum a căzut pe canapea și a dormit acolo, cum au luat-o și au dat-o afară de acolo și Bobicioiu, caracter, a venit în emisiune și a zis, sau nu știu dacă în emisiune, dar știu că a zis, băi, Bianca n-a dormit acolo de băutură, de beată, ci era dormit de oboseală. Dacă eu am ajuns să mă pun să dorm în club, mă duc să trag un pui de somn în club, a băut până a căzut pe acolo și... Să ne imaginăm totuși că era obosită, nu-i așa? Ce? N-am cum să-mi imaginez eu că era obosită, că am fost acolo, o cunosc destul de bine. Ai văzut-o într-o situație de genul acesta? Există un... Eu îi mulțumesc foarte mult că ai intrat alături de noi și... Eu nu-i mulțumesc și nu știu de ce. Nu are ce căuta nici în... Nu are nici ce căuta în legătură directă cu noi, cu mine, pentru că nu suntem la același nivel și nu o să vorbim niciodată noi doi. Vreau să te întreb, și ți-am mai pus în urmă cu un minut întrebarea, ai văzut într-o situație de genul acesta în club, în altă perioadă? Pentru că voi ați stat destul de mult timp în casă. Am stat în casă, dar eu nu m-am văzut în afara competiției cu ea. Erau posibilități, există posibilități, ei oricum se văd acolo cu toții, după cum s-a văzut în video. Bianca Sfânta s-a văzut cu, cum îl cheamă, cu Bobicioiu la club și a zis că, vezi, domnule, ea nu face, nu drege și vor mai apărea multe detalii pe care eu le știu și le-am văzut, dar nu sunt materialele mele și las pe cei care le-au făcut să le prezinte. Dar sunt foarte multe interesante și o să vadă toată lumea că ce vorbesc eu nu e neadevărat. Nu sunt povești, ci sunt lucruri care ți s-au întâmplat în casă. Hai să mai glumim un pic. Noi aici am povestit de două ori cu acele jucării pe care sexuale, pe care le avea Bianca. Uite, Pipișor, să înțelegi că nu eu deschid subiectele, sunt întrebat, Pipi, ca să știi.
Da, este spuneți. Normal pentru că s-a vorbit foarte mult, de, da, așa cum da, s-a da, vorbit da. De videochat, s-a vorbit foarte mult și despre aceste jucării sexuale. Noi am pus atunci un nume, adică tu ai devenit celebru prin punerea acelui nume de... Dar nu mai știu cum i-am zis... Gelul alunecosul. Da, nu știu, asta face parte din viața intimă, nu aș vrea să mă bag acolo prea mult, cum nici n-am vrut niciodată să ajung în viața intimă, că am zis, mie îmi plac femeile, nu băieței, dar, da, într-adevăr, știu de la ea care are un vibrator, da? Mi se pare ceva normal, o jucărie, până la urmă, ormei... Adică... Da, și se pare normal ca o femeie de, sau o tânără de 18, 19... Dacă nu rezistă fără bărbați, măcar să se folosească să le ia pe gelul după ea, adică... Cum n-a avut succes acolo la bărbați, gelul n-o trădează, gelul e acolo... Da, dar nu poți să-ți faci publicitate cu gelul. Cu gelul? Da. Are susținătoarele ei care o ajută și știe ce are... Adică gelul nu poate să o ajute la nesfârșit, vezi, așa... Gelul e de cauciuc, gelul nu moare niciodată, gelul nu se înmoaie, rămâne acolo. Am înțeles, deci... Gelul nu o trădează, gelul o vrea orice ar fi. Dacă te întoarce în casă. Da. Și dacă Bianca ar veni la tine și ar... Da. Nu știu, și ar încerca să facă o strategie. Nu există. Cum ai reacționa? Dacă m-aș întoarce în casă, mi-am promis în primul rând mie că aș evita personajul acesta. Nu pot să zic persoană pentru că ea oricum este un personaj la TV. Adevărata persoană, noi am cunoscut-o și toți de acolo au cunoscut-o. Cine încă nu dă despre ea totul, o face pentru că le este frică de asaltul pipișorilor. Mie nu mi-este frică. Da, observă, da. Da, m-au și amenințat pipișorii că mă prind, că asta eu umblu singur peste tot. Și chiar nu mi-e teamă să spun adevărul atâta timp cât este adevăr. Consider că a înșelat și înșală atâția oameni în continuare, prezentându-se fata sensibilă. Ea știe foarte bine ce a făcut în ultima perioadă în emisiune și cu cine. Și o să vadă toată lumea ce s-a întâmplat acolo. Da, e adevărat că vin foarte mult. Față de mine nu o să se... Da. Tot felul de lucruri despre ea. Probabil când va veni aici își va spune și ea punctul de vedere. De altfel, cam ne-a greu, rugat cam să greu. Vorbești mai mult despre iubita ta și nu despre ea. Eu i-am pus. Să înțeleagă că sunt întrebat, eu niciodată n-am cum să vorbesc despre un asemenea personaj, nu-mi face plăcere, e, nu știu, pe mine m-a stresat foarte mult acolo, m-a enervat, m-a obosit psihic, eram foarte deranjat că eram întrebat în emisiune și pus în postura de, nu știu cum să vă spun, de a încerca oarecum, eram întrebat gen, Mădălin, dar chiar nu crezi, Mădălin, dar uite că plânge, n-am cum să mă uit la ea că plânge și să o cred când mie, cu o seară, două înainte, mi-a dat niște mesaje... care nu numai mie mi le dă, adică vor apărea multe, deci să înțeleagă și transmit ei, dacă ea crede că doar eu am fost răutăcios cu ea, spunând adevărul, o să vadă mai multe lucruri. Și nu am organizat eu nimic, ca să înțeleagă. Deci, pe tine, practic, și m-a pus să vorbesc despre casă. Iubita mea, ea? Da. Chiar poți să ne spui câte ceva despre Loredana? Cât poți să spui? Păi eu pot să spun, să vorbesc până mâine despre subiectul ăsta. Ideea este ce vă interesează. De când ai o legătură cu Loredana? Și cum ai cunoscut-o? Nu pot. Pot să vă spun că suntem, da, că toată lumea întreabă, băi, sunteți împreună, de ce vă ascundeți? În primul și în primul rând, nu ne ascundem. Nu o să stăm să facem momentan anumite postări și asta pentru că nu cred că sunt benefice pentru o relație să te afișezi și să arăți cu cine ești tu. Sunt pentru că nu asta ne interesează. Plus că pe Facebook am observat că toată lumea are acces acum la internet, mai ales de când cu ofertele astea la antenă parabolică sau nu știu la ce le dă lor internetul. Sunt oameni cu două, trei clase, dacă le au și pe alea pentru că te chinui cinte să descifrezi un comentariu, analfabet sau semi-analfabet, și eu nu o să stau acum să-mi fac publică relația mea și să fie târâtă pe Facebook de toți semi-analfabeti, să-și dea ei cu părerea și tocmai de-aia nu postăm. Dar asta nu înseamnă că nu suntem bine sau nu suntem împreună. Suntem de ceva timp împreună, am petrecut mai ales în ultima perioadă mai multe zile amândoi, ne înțelegem foarte bine, este o femeie, nu pot să spun fată, este o femeie foarte deosebită. Este o femeie care am apreciat-o în primul și în primul rând pentru evoluția ei, pentru că mie îmi plac oamenii care în viață evoluează, care pleacă de jos și ajung undeva
pe propriile puteri, nu mă interesează cum, ideea este că ajung undeva. Din punctul meu de vedere, este o femeie puternică, o femeie care știe ce vrea, o femeie frumoasă, sexy și multe calități. Ce? Toți bărbații care se uită la noi știu lucrurile acestea. Vreau să te întreb dacă veți petrece și sărbătorile de Paște împreună. Cu siguranță da și eu am spus și dacă mă voi reîntoarce în emisiune, ea și-a exprimat dorința și este prima dată când o spun, de a veni după mine. Serios? Da, acolo. Da. Și crezi că în emisiune, prin atâtea strategii, ar rezista să aibă o legătură cu tine? Strategiile pentru mine nu au absolut nicio importanță, pentru că, indiferent ce strategie a fost în emisiune acolo, am desconspirat-o și adevăratele strategii care s-au făcut acolo au plecat de la mine. Da? Și cei care spun că nu ne făcea strategie ar trebui să mulțumească că, datorită strategiilor pe care le-am făcut acolo, mulți au rămas în casă. Care acum... Păi nu știu, de exemplu. Și acum se fac atâtea strategii, toată lumea vorbește despre Ricardo și Raluca. Ei ar fi principalii... Am auzit, nu cred că se supără Adrian, eu am avut un moment de altercație cu Adrian, verbală, altercația, și mi-a spus, băi, a zis Ricardo că face legea în emisiune și că el face strategiile. Ricardo pleca de mult acasă, da? Dacă nu erau strategiile noastre, Ricardo nu se întorcea în emisiune dacă nu erau strategiile noastre. Adică ei acum nu fac absolut, ei fac ce au prins așa pe vremurile când era emisiunea cum trebuie. Ce strategie ai făcut tu ca să rămână Ricardo în casă, de exemplu? Păi erau chestii, eu l-am votat odată să plece. Dar haideți să vă spun, știți cum eram noi? Noi băieți eram foarte uniți. Da, așa se vedea din exterior. Deci noi eram foarte uniți. Când eram eu acolo nu exista, nu știu, bătăi și dacă se băteau sau... Eu încercam să-i împac. Eu încercam să nu se certe nimeni. Eu încercam să fie bine. Să... Mie nu-mi place violență. Eu nu m-am bătut cu nimeni în viața mea. Și erau strategii gen, dacă vedeam că se iau la... Nu vă gândiți strategii negativ vorbind. Nu. Erau să fie totul bine. Gen să... Să fie pro-iubire. Exact. Despre asta se vorbește în emisiune. Eu țineam... țineam și cu cuplurile. Eu eram de partea lor. Eu niciodată nu îmbrigam în cuplu. Sau... Erau strategii gen pentru armonia casei, să spun așa. Și să plece și na, să rămână cine trebuie. Tocmai de aceea vreau să-mi promis că vei veni și săptămâna viitoare, pentru că, din păcate, nu mai putem să-l ținem pe None alături da. De noi, trebuie să plecem undeva. Și de aceea vreau să-mi promis că în săptămânile viitoare vei veni și eu, vom discuta aici despre cuplurile din casă, pentru că eu pot... ești un interlocutor extrem de plăcut și de credibil. Da, deci eu întotdeauna am fost cu dreptatea și îmi permit să vorbesc și am dreptul să vorbesc despre oricine din casă, doar adevărul. Și cui, nu le cui nu-i convine, am să scot și telefonul, că așa. Mereu am promis. Și o să scop până la urmă și o să vedeți exact pe cine votați, cu adevărat. Că am mai spus eu odată, dar nu vreau să repet o chestie cu partidele politice, că așa vă place să fiți păcăriți. Da, e foarte bine. Deci este posibil să te am coleg mai des așa pe scaunul. Cu mare drag și cu mare plăcere. Da, îmi face plăcere. Eu vă mulțumesc foarte mult că astăzi ați fost alături de mine, de None și de Andy, cel care a plecat puțin mai devreme. Îți urez și ție Paște fericit. Vă mulțumesc la fel. Și tuturor celor care iubesc această emisiune. Și sper că și zilele următoare veți fi alături de noi și veți fi... Am și eu un mesaj foarte, foarte scurt pentru nonișorii mei, grupul meu. Am fost cam inactiv în ultima perioadă pentru că am obosit psihic. Îmi cer scuze față de ei. Eu îi iubesc, îi respect. Ei să înțeleagă că nu m-am îndepărtat de ei. Vreau să mă reîntorc în emisiune, dar pentru nimeni de acolo. Vreau să aduc pe cineva după mine și să demonstrez ceva cu adevărat, nu ficțiunea de acolo. Eu îți mulțumesc și le urăm tuturor o zi foarte sărbători frumoasă. Fericite și semnul nostru veșnic. Da.